Deși inaugurată de săptămâna trecută, noua clădire a Spitalului Municipal Filantropia este goală. Și asta nu din cauză că nu ar fi pacienți, ci din cauza lipsei unui aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj. Avizul de la ISU este o problemă internă a spitalului, pentru că tot ceea ce înseamnă avize și autorizații de către primărie au fost puse la dispoziție. Ceea ce înseamnă avizul de la ISU este un termen care este dat de ISU până la 30 septembrie, în care Spitalul Filantropia trebuie să facă dovada unui grup de pompieri voluntari constituit la nivelul spitalului. Să rămânim un lucru. Ca la toate investițiile, ISU dă un termen. 30 septembrie. Exact. În această perioadă ei pot să funcționeze. Până la 30 septembrie ei trebuie să depună documentația, uite, asta e structura noastră de pompieri. ISU începe să verifice, are termen de verificat până la 31 decembrie. În această perioadă ISU poate să spună, vezi că pompierul respectiv nu corespunde, schimbă-l. O dată oficială la care spitalul să fie deschis încă nu este cunoscută, dar primarul municipiului dă asigurări că totul este doar o chestiune de timp. Nu, n-are nicio legătură ISU cu pacienții. Deci e o problemă de organizare a medicilor, în care nu putem să ne intervenim noi ca instituție. Acolo sunt bolnavi, sunt, eu știu, proceduri medicale, sunt alte lucruri pe care nu putem să le... Noi am avut, ce a depins de noi s-a încheiat în momentul în care ne-am făcut predarea amplasamentului. În noua clădire a Spitalului Filantropia din Craiova se vor muta secțiile medicale 1, 2, 3 și clinica de fizioterapie.